Primarul din Dănciulești și-a prezentat strategia de dezvoltare a localității în cadrul emisiunii Click pe întrebare. Marius Dumitra Bădescu a declarat că strategia sa este una concretă, aplicată pe nevoia cetățeanului. Pentru a promova obiective noi de investiții, pe o strategie corectă, concretă, aplicată pe nevoia cetățeanului. Pentru că, până la urmă, acestea sunt rezultatele cu impact corect și echilibrat într-o comunitate, dacă strategia de dezvoltare și proiectele implementate deservesc în totalitate interesului cetățeanului. Asta am încercat să fac, să creez o strategie completă, bazată pe fundamentare corectă prin identificarea nevoilor comunității. O prioritate majoră a edilului a fost obținerea de fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru dotarea unităților școlare din Dănciulești cu mobilier școlar, echipamente digitale și materiale didactice. Investiția vizează îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de logistică din unitățile de învățământ de pe raza comunei. Începe livrarea mobilierului școlar prin proiectul Dotarea cu mobilier, echipamente digitale și materiale didactice, un proiect frumos prin PNRR, care va îmbunătăți foarte, foarte mult condițiile de logistică de învățământ din unitățile noastre școlare. Mă bucură pentru că, la fel, proceduri, știți cum este și a fost nevoie de răbdare, de anduranță. Sunt probleme și în organizarea licitațiilor, furnizorii sunt puțini, cerințele sunt multe, dar am avut noroc și am reușit partea de mobilier să o contractăm. Deci din toamnă vor avea elevii din Dănciulești echipament modern. Clar, și vor începe anul școlar într-o școală de vis, într-o școală cum n-au mai văzut, cum de fapt nici eu n-am văzut. Sunt curios, în primul rând, eu să văd cum se vor aranja lucrurile. Și o infrastructură digitală modernă și o infrastructură de mobilier modernă și materiale didactice moderne. Acest proiect este menit să ofere elevilor un mediu de studiu modern și adecvat, contribuind astfel la creșterea calității educației în comună. Acesta a fost InfoPlusul de astăzi. Nu ratați de la ora 19 emisiunea Click pe întrebare.